Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate. Astăzi ne aflăm la Muzeul de Marină din Constanța și vom participa, vă vom conduce către evenimentul cultural care are loc aici, intitulat Marea în culori pe pânză. Este o expoziție personală, o expoziție de autor a domnului Alexandru Ghina, unul dintre cei care pictează mare, este pasionat de mare, a fost marinar timp de 27 de ani, a fost marinar pe nave militare și iată, în această, să spunem așa, dimensiune a existenței sale profesionale, a descoperit bucuria picturii și a reprezentării pe pânză. Domnul Ghina este un autodidact și a pregătit singur toate aceste lucrări și iată-ne aici prezenți la vernisajul expoziției personale care va avea loc astăzi. Vă vom lăsa în compania organizatorilor și vă vom încânta cu imaginile de aici și cu tot ceea ce se desfășoară hotărât și, bineînțeles, organizat de către cei care au avut această inițiativă de a prezenta acest vernisaj și de a prezenta această expoziție personală a domnului Alexandru Ghina, căruia, de fapt, i-a fost organizat acest eveniment sau pentru care a fost organizat acest eveniment. Este militar de carieră, a fost marinar pe nave militare, pe nave de război, așa cum le cunoaștem noi, timp de 27 de ani și iată, își povestește singur destinul acesta profesional și, bineînțeles, deschiderea către mare în ceea ce a însemnat toată experiența profesională, dar și experiența aceasta artistică. Domnul Ghina este autodidact, singur a învățat să picteze, singur și-a lucrat, să spunem așa, fiecare piesă din tot acest puzzle și mai mult decât atât este cel care descoperă de la lucrare la lucrare noi tehnici de execuție. O să vă invităm, o să vă conducem și o să vă lăsăm, bineînțeles, în compania organizatorilor care au pregătit un eveniment totul de excepție și, bineînțeles, invitați pe măsură. Vernisajul acestei expoziții intitulată Marea în culori pe pânză, semnată de prolificul artist marinist, pictor marinist Alexandru Ghina. Domnia sa, după ce în urmă cu mai bine de 4 decenii și-a dedicat viața mării, se pare că servind-o la bordul navelor marine militare, forțelor navale române, se pare că și după ieșirea la pensie a rămas dedicat mării. Se vede prin lucrările domniei sale, a decis să o imortalizeze în multe ipostaze și feluri. De asemenea, văd că aveți imortalizate pe pânză domnul Ghina scene istorice, bătălii navale însemnate de la cea de la pictura, unde este dat în altă parte, dar aia e favorita mea. Despre pictorul Alexandru Ghina și despre lucrările domniei sale ne vom vorbi în continuare. Președintele Asociației Artiști Dobrogeni, doamna Mirela Turtoi și domnul profesor universitar doctor Nureddin Ibrahim. Doamna, vă rog începeți să noastră în partea asociației. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de pictorul Alexandru Ghina, colegul nostru din cadrul Asociației Artiști Dobrogeni. Îmi place să-l prezint pe domnul Alexandru Ghina ca fiind pictorul îndrăgostit de mare. Această impresie mi-a făcut mie prin lucrările pe care le prezint acum și de-a lungul timpului. Este un pictor marinist prin excelență și el a fost dintotdeauna îndrăgostit de apă, din copil. S-a îndrăgostit de apă pentru că s-a născut într-o localitate lângă Dunăre, pe 6 februarie 1953, în localitatea Bistrița, în județul Mehedinți, și a plăcut, întotdeauna a admirat uniforma militară, întotdeauna i-a plăcut să viziteze vasele care acostau în portul Severin și să se plimbe pe Dunăre.
drept urmare, a decis să urmeze o carieră militară în marină și s-a înscris la școala de maiști militari de marină din Constanța. Nu a știut cum arată marea până în acel moment, nu a auzit șoaptele mării, dar în momentul în care a venit la școală, s-a îndrăgostit iremediabil și definitiv de mare. Pentru că a iubit atât de mult marea și a dorit foarte mult să învețe să o picteze. Nu a știut să deseneze sau să picteze până în acel moment. A început cu schițe după navele de croazieră sau navele militare care acostau în portul din Mangalia. Arta cere sacrificii. Prima sancțiune pe care a luat-o a fost că a desenat în loc să învețe pentru școala de maiști militari. A mers mai departe și, nefiind mulțumit de ceea ce obține, încearcă să învețe să picteze. Prima pictură pe care a realizat-o a fost pentru soția sa, fiind un familist convins și iubind-o pe soția sa. Însă cu mijloacele proprii, așa cum știa. Și dumnealui a declarat că a fost un eșec, deoarece a fost realizată pe o pânză rară, etamină, cum era atunci, fără să știe să o prepare, încărcând pânza cu lucrare, cu o pictură, astfel încât în final a ieșit un eșec total și era vorba de o lucrare foarte grea despre bricul Mircea. Totuși a insistat, nu s-a deznădăjit, a încercat să ia lecții tutoriale realizate de profesori și de artiști plastici de pe internet, a studiat pictori români, l-a studiat pe Grigorescu, preluând de la dumnealui tehnica pensulația vibrată, energia pe care o transpune pe pânză și ulterior, de-a lungul vieții, a reușit să ajungă la astfel de excelență, să realizeze bricul Mircea, pe care vi-l expune dumneavoastră astăzi. De-a lungul vieții, a trecut prin mai multe ipostaze. A învățat de la pictorul Evazovski cum să realizeze profunzimea apei, transparența, a învățat de la pictorii români, a învățat de la pictori spanioli, mexicani, trecând prin mai multe ipostaze și învățând regulile de bază ale picturii. Ca o paranteză fiind spus, eu săptămâna trecută eram într-o ședință de evaluare a unui proiect, un proiect de amenajare a unui parc, în care la un moment dat cineva a spus că trebuie evaluat prin criteriu prețul cel mai scăzut. Totuși am intervenit și am spus prețul cel mai scăzut înseamnă designul cel mai prost. Trebuie și puțin design. Și atunci un director a spus, da cum, este subiectiv, nu poți să spui, nu poți să evaluezi, nu există criterii, nu există reguli scrise într-o carte, astfel încât să putem evalua. Ba da, există, domnul Ghinea și le-a asumat, știe ce înseamnă șirul Fibonacci, știe ce înseamnă secțiunea de aur, știe să încadreze orizontul la prima treime de sus sau de jos a tabloului, folosește o cromatică cu complementare, pornind de la cromatică monocromă, de la o singură culoare, a învățat să picteze într-o singură culoare, culori reci la început, ulterior a adăugat culorile calde, intuitiv, încadrându-se în complementarele albastru-ocru. Nu este simplu deloc. Tehnica dumnealui este realizată în mai multe straturi. Pentru a reda profunzimea valului într-un tablou, trebuie să pornească de la culorile închise, adăugând mai multe straturi, având răbdare să se usuce, câte puțin, câte puțin, până când ajunge la volumetria valului pe care îl transpune. Valul, observăm că are lumină, are umbră și insistă în zonele cele mai reci cu culorile de albastru intens și de mov. Trebuie să spun că domnul Alexandru Ghinea este foarte conștiincios. Noi anul trecut am făcut și o excursie de documentare artistică în Dobrogea și primul pictor care a realizat o pictură cu stâncile de la cheile Dobrogei a fost domnul Alexandru Ghinea, ceea ce m-a bucurat enorm. Albumul pe care l-am realizat anul trecut, Artiști Dobrogeni, a avut la bază o documentare, un interviu despre fiecare artist. Domnul Ghinea este inclus în acest album,
realizat pentru Asociația Artiști Dobrogeni, iar în cadrul interviului dumnealui mi-a declarat că viața sa s-a împărțit în două, între viața pe mare, ca navigator, și viața de familie. A văzut marea în toate ipostazele, înspumată, furioasă, dar și liniștită și calmă. A înghițit atâta apă în timpul furtunilor, încât și acum spune că o simte și și-a dorit să o transpune și pe pânză, pentru bucuria noastră. Fiecare lucrare a domnului Ghinea spune o poveste. Și dacă aveți răbdarea să treceți pe la fiecare în parte, să citiți titlul și să vă transpuneți în povestea domnului Alexandru Ghinea, nu o să aveți decât de câștigat. În acest album, domnul Alexandru Ghinea a avut o lucrare al șaptelea vară, pentru care doamna Gabriela Dobre, de față, mezzosoprană la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, i-a compus o poezie frumoasă. Al șaptelea val, de fapt, este o poezie, este o poveste pe care domnul Ghinea mi-a spus-o. A realizat în timp ce admira marea, în timpul croazierelor, a început să numere de plictiseală valurile. Și a realizat că valurile vin progresiv, de la mic, puțin mai mare și mai mare, și al șaptelea val este cel mai mare. Toate sunt egale. Da, șaptelea val este cel mai mare. Și asta l-a inspirat să realizeze pictura al șaptelea val. De fapt, aceasta este prima pictură al șaptelea val, care mie mi-a plăcut enorm de mult și pe care mi-am achiziționat-o. Și vă sfătuiesc să vă achiziționați și dumneavoastră o lucrare din această expoziție. Pentru că ne putem bucura de ea în liniște acasă. De asemenea, se spune că pictorul își pictează pe pânză viața, se pictează pe el, își pictează persoanele iubite sau cele din anturaj. Este acest exemplu, aici de fapt vedeți de o vasă, care este vasul pe care navigă fiul și vasul pe care navigă nora, soția fiului. Și după cum observați, nora este în fața fiului. Însă cred că femeia conduce în familie. De aceea, lumea dincolo de poartă, lumea pe mare, a domnului Alexandru Ghinea, când navigă, și lumea în fața porții, pe uscat, alături de familie. Anul acesta, domnul Alexandru Ghinea va participa de asemenea într-un proiect, un alt proiect, cu niște lucrări, într-un album de artă, pentru Asociația Artiști Dobrogeni. De data aceasta sunt 22 de artiști, față de anul trecut, care a fost 17, album care va fi lansat pe 10 noiembrie anul acesta, într-o expoziție de pictură în care domnul Alexandru Ghinea vine și cu o lucrare familistul, de unde se vede că este un familist convins, își iubește familia. Felicită domnul Ghinea pentru activitatea de anul vieții, vă mulțumesc frumos pentru invitație, vă admir enorm lucrările și de ceea ce a putut realiza autodidact. Bravo! Succes în continuare! Am venit cu emoție și bucurie la acest vernisaj al colegului și prietenului nostru Alexandru Ghinea, membru al Asociației Artiști Dobrogeni, asociație care are o activitate bogată și care a scos și un prim album. Prefața acestui album am iscălit-o eu, în calitatea mea de estetician, de profesor universitar, doctor în filozofie, și sunt onorat de prezența în această instituție de cultură, de cultură militară patriotică, care este Muzeul Marinei Militare, de prezența domnului comandant, eu nu mă pricep la director, și
și de prezența dumneavoastră, care ne oferiți suportul moral pentru a promova frumusețea sau frumusețile pânzelor, tablourilor pe care le realizează artiștii noștri aici de față și nu numai. Pentru că sunt cadru didactic, o să-mi realizez expunerea pe trei chestiuni care cred că interesează, și anume pe problema simbolisticii apei și a mării. În primul rând să fac o mică introducere, pentru că aici vorbim de pictură marină. În al doilea rând voi spune câteva lucruri despre pictura marină, în care se încadrează printre puținii și colegul și prietenul nostru Alexandru Dinea, și apoi voi face o caracterizare din perspectiva mea, estetică, tehnică, a creațiilor pe care le vedeți aici și nu numai. Sper să nu vă plictisesc. Simbolistica aceasta a mării și a apei este foarte prezentă în anumite zone. De fapt, în zonele care geografic au marea, au oceanul, au diferitele forme ale mării, râuri, lacuri, izvoare și așa mai departe. Îmi place să cred că Dobrogea este calea solară a picturii românești, pentru că aici, în primul rând, avem celebra școală de la Balcic, cu foarte mulți reprezentanți, vreo 30-40 de pictori de primă mărime ai plasticii românești, Tonița, Isă, este vorba de asemenea de Ștefan Popescu, de Iorgulescu Igor, de Francisc Șirato, de Dărăscu și așa mai departe. Dobrogea este calea solară a picturii române și pentru că aici am avut un Alexandru Ciupurencu, cel mai mare colorist al țării, am avut pe Stavrov și pe Ignat Ștefanov, care sunt pictori tulceni, Dobrogea înseamnă și Tulcea, evident. Dobrogea este calea solară a picturii române pentru că aici s-au desfășurat activitatea graficienele Florica și Marcela Codrescu, maestrii de geniu, cum ar fi de data aceasta în sculptură Jalea și Wilhelm Demeter, care a fost localizat sau care a devenit constanțian, stabilit la Constanța. Aici îi găsim pe pictorii dobrogeni Lucian Grigorescu, Ion Angher, Eugen Mărgărit, stabilit de asemenea de 4 decenii în Constanța. Aici s-a născut Ion Nicodim, celebrul monumentalei tapiserii care se găsește în sala Organizației Națiunilor Unite, sala de primire a delegațiilor. Aici avem pe ceramiștii Gheorghe Fărcașiu, pe Eusebio Spânu, Petre Nechita și așa mai departe. Însă Dobrogea nu are doar multă cultură, cum se spune, sub pământ, pentru că aici avem Tomisul, Calatisul, avem, știu eu, Histria, Biserica de Cretă Albă de la Basarab. Dobrogea are și o cultură muzicală, o cultură plastică și o cultură literară la vedere, vizibilă. Deci Dobrogea nu are doar valori subterane, în ghilimele, ca să spun așa, ci are și valori la suprafață, iar între aceste valori la suprafață sunt și valorile plastice, care sunt importante pentru spiritualitatea dobrogeană și nu numai. În legătură cu apa, pictorul prezent aici, Alexandru Dinea, este un maestru al redării apei, al fascinației apei, al mișcării apei. Apa, profit de acest lucru pentru că văd aici de la Liceul de Marină Militară, nu? Școala de Maestri Militar, ca să le spun câteva lucruri de istorie culturală și de istorie culturală plastică în principal. Deci apa are, de fapt, următoarele simbolistice. Este origine a vieții și regăsire a obârșiei. În primul rând, în al doilea rând, este mijloc de purificare. Gândiți-vă la ritualul botezului, de exemplu, creștin. În al treilea rând, este un centru de regenerare și, în fine, este măsură
pentru că știți foarte bine, în viața de toate zilele, vinul se îndoaie cu apă, ca îi mai scade din tărie și, din perspectiva aceasta, ne aduce cumva pe calea reală. Deci, apa, așa cum apare ea, teoretizată și în Noul Testament, și în Sfântul Coran, și în alte literaturi, de pildă în literatura, în filozofia indiană, apa este purtătoarea vieții, este purtătoarea forței, este purtătoarea purității, atât în plan spiritual, cât și în plan trupesc. Nu vreau să dezvolt foarte mult această chestiune, vreau doar să spun că marina, pictura marină, este o pictură specială, specializată, o pictură care, pe care nu o găsim pe tot globul, este o pictură prezentă mai ales la artiștii care au deschidere la mare. Franța, Italia, Germania, Spania, România, țările nordice și așa mai departe. Pentru că nu poți să pictezi ceva pe care nu-l percepi, pe care nu-l simți, pe care nu-l trăiești, nu poți să pictezi ceva cu care nu ai un contact direct. Sigur că în vise ne putem imagina fel și fel de lucruri, dar realitatea este cea care ne trage de mânecă și, și care ne permite să realizăm lucrări autentice. Pictura marina a apărut în Evul Mediu, asta înseamnă secolele 13-15, există însă și un Ev Mediu târziu, cum este cel din România, secolul 16, când au început a fi pictate tablouri care reprezentau nave pe râuri și nestoare, scene de plajă, bărci, picturi realizate de artiști plastici cu această deschidere la mare de care v-am spus. Prin secolul 17 a existat așa numita perioadă de aur a picturii daneze și apoi apare perioada romantică a picturii, reprezentativă fiind lucrarea lui Teodor Jericho, Plupta Meduzei, un tablou de foarte mari dimensiuni, cred că este unicul tablou de mari dimensiuni, 491 cm pe 716 cm, deci 4 pe 7 cm, lucrări care nu se realizează astăzi și e foarte greu să realizeze. Nu, e bine. Da, 491 cm înseamnă 4 metri. Pe asta am zis, n-am zis altceva, centimetri am zis. Acest tablou redă momentele de după naufragiul fregatei franceze la Medus, 15 iulie 1816. Cel mai mare pictor marin este și rămâne Aivazovski. Aivazovski Ivan Constantinovici, pictor rus de origine armeană, dintr-o familie refugiată din Anatolia, așezată în Crimea la începutul anilor 1800, familie trecută prin Moldova și prin Bucovina. Deci are ceva legături și cu Marea Neagră, dar și cu Moldova și Bucovina, această familie a lui Aivazovski. El, de fapt, s-a născut la Feodosia, pe malul Mării Negre. A realizat Aivazovski, pe care îl știm și din școala generală, din educația pe care am primit-o la liceu și apoi la universitate, lucrări unice, peisaje cu Marea Neagră. De altfel, se spune despre el că din 6.000 de picturi, majoritatea sunt marine, iar o jumătate dintre marine reprezintă Marea în furtună, subiect foarte greu de abordat, pentru că presupune o tehnică deosebită, presupune percepția luminii, presupune reflexia apei, presupune foarte multe lucruri care încadrează tabloul, cerul, apa, în general, peisajul acesta care este deosebit de greu de redat. Aivazovski a rămas pictorul Mării Negre și se spune despre el că a fost muritor, dar cu o moștenire nemuritoare. Lucrul ăsta stă scris pe piatra funerară din curtea bisericii armenești din Feodosia. Este primul pictor care a pictat drumul de apă care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie și în onoarea lui
calea ferată din Feodosia, locul unde s-a născut, inaugurată în 1892, poartă numele de Aivazovskaya, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că știți dumneavoastră că artiștii nu prea sunt apreciați nici măcar după, dar minte în perioada vieții lor. Vreau de asemenea să vorbesc despre pictura marină în pictura românească câteva cuvinte. În pictura românească, peisajul marin nu este o temă predilectă. În secolul XIX, marina era cu totul, sau tema mării era cu totul accidentală. Motivația este simplă, cei care știu istoria culturii, istoria culturii plastice, sunt specialiști în acest domeniu, știu că peisagiștii români s-au format în descendența școlii de la Barbizon, preferința lor s-a îndreptat spre peisajul de câmpie și de tema romantică a pădurii. Deci, câmpia și peisajul de câmpie și pădurea reprezintă temele dominante. În momentul în care un artist român sau artiștii români abordează această temă marină, și sunt foarte puțini care abordează tema mării, de regulă ei se opresc la imaginea țărmului, la imaginea porturilor, la imaginea plajei și eventual câteva prezențe umane pe plajă, lângă plajă, în port sau pe țărmul mării. În multe lucrări avem corăbii eșuate sau nelansate la apă pe marginea plajei. În plus, rare ori în prim plan, rare ori în centrul atenției, avem marea propriu-zisă, avem mișcarea valurilor, avem reflexele apei sau furtunii. La pictorii noștri, spiritul marin presupune, evident, în primul rând, meditație, calm, relaxare și mai puțin ei pictează marea în furtună, așa cum o face ca și unicat aproape, contemporan, colegul și prietenul nostru Alexandru Ghinea. Evident că sunt foarte multe tablouri, mai ales ale școlii, ale pictorilor școlii de la Balcic, unde avem această temă a țărmului, a porturilor, a plajei și a persoanelor legate de acest mediu. Nu o să le dau citire, le cunoașteți, aș aminti doar poate de Petre Iorgulescu Ior, mai puțin cunoscut, cu pescar și mapoane, cu vase în port, cu bărci în port, cu faleză la Constanța, cu far, cu vase la țăr, sau pe Gheorghe Petrașu, care are foarte multe tablouri în această manieră, intitulate de pildă După amiază la Eforie, apus la Techilion, apus de soare, privind marea la Mangalia, Femeie la mare și așa mai departe. Și ca să nu plictisesc, revin la colegul și prietenul nostru, Alexandru Ghinea. Spun de la bun început că este un talent, nu permit să spun că e un geniu, este un talent, are o tehnică deosebită, este autorul nu doar acestor tablouri pe care le vedeți estetic realizate, tehnic bine lucrate. Ghinea poartă în structura personalității sale, de fapt, și în splendidele lui creații, fascinația mării, cum a spus mai înainte și Mirela, fascinația navelor, fie că sunt nave de luptă, fie că sunt nave de transport, fie că sunt nave militare. Știu eu, torpiloare, navele lansatoare de rachete, aici sunt puțin descoperit că nu mă pricep la tipurile de nave militare, dar aici vedem și câteva dintre navele militare realizate de colegul și prietenul nostru. Născut în Mehedin, cum s-a mai amintit, într-un sat din apropierea Dunării Bistrița, unde nimeni probabil nu văzuse marea, unde nimeni, cu excepția unui bătrân care nu stătea să picteze, deci era un singur bătrân care picta, cum de altfel autorul a mărturisit într-un interviu pe care l-am citit dat în 2016, Alexandru Ghinea a văzut marea inițial pe pânza ecranului de cinematograf. El a fost fascinat, tulburat, inspirat de prezența mării, după ce a absolvit însă școala de maestri militar amiral Ion Murgescu. Și a fost repartizat la Mangalia, cum o spune el, pe o navă purtătoare de război de
purtătoare de rachete de război. Ghinea s-a hotărât deci să picteze, așa cum s-a mai spus și înainte, la dorința soției, care dorea să aibă tabloul în căminul de la limanul Mancalia, și astfel s-a hotărât din aceste două, din această conjuncție, s-a hotărât destinul profesional și artistic al lui Ghinea. Astfel, pentru Ghinea, cum spuneam, talentat și dăruit cu har, Marea este tema predilectă a lucrărilor sale. Marea pe care o simte, marea pe care o cunoaște, marea pe care o iubește, marea pe care o interoghează, o mare populată, evident, de răsărituri de soare, o mare văzută în asfințit la mult, o mare cu furtuni învolburate, o mare cu bătălii navale celebre, inclusiv tabloul bătăliei navale de la Lingor, care este prezent aici, dacă nu mă înșel aici, da? Alexandru Ghinea, în manieră socratică, și aici dați-mi voie să fiu filozoful care sunt, în manieră socratică cercetează, se adâncește și își adâncește eul plastic, caută, se întreabă, privește, gândește, transpune în furtunile reale ale mării, dar și în cele se transpune, dar și în cele ale sufletului. Are o tehnică, am văzut eu, acumulată în timp, prin exercițiu și prin studiu, iar finețea compozițională, acuratețea imaginilor, vedeți aceste tablouri, virtuozitatea și profesionalismul adânc al creației îl caracterizează. Alexandru Ghinea este, din punctul meu de vedere, rara avis și prin faptul că pictorii mari care au ilustrat Marea, vorbesc de pictorii români, se numără pe degetele unei mâini. Aș aminti aici pe Eugen Voinescu, elevul lui Gustav Courbet, cu tablouri, furtună pe mare, corabie pe mare, bărci la sfințit, cu legătoare de scoici și așa mai departe. L-aș aminti în al doilea rând pe pictorul comandor Dimitrie Ștubei, despre care un The New York Herald Tribune spunea în 1970 că este ultimul și cel mai mare pictor marin din epoca sa. Este o apreciere extraordinară, colosală, despre Dimitrie Ștubei, cel care a realizat 108 mărci poștale cu semnătura lui, de pildă Bricul Mircea, Crucișătorul Elisabeta, Distrugătorul Clasa Regală Regele Ferdinand, Distrugătorul Clasa Regina Maria, a fost ilustrator la revista română, maritimă și fluvială, care astăzi am impresia se numește Marea Noastră, sau Marea Noastră, da? Cu o primă expoziție retrospectivă care a fost prezentată tot aici, în anul 2000, chiar la Muzeul Marinei de aici. Apoi, un al treilea pictor marin este Valentin Donici, ar fi cunoscut de Constanțeni și nu numai, comandor, ofițer de marină, care este o personalitate polivalentă despre care știm foarte multe lucruri, în sensul că a fost filatelist, a fost ziarist, a fost creator de romane, literat și, evident, cu celebrele lui tablouri. Alexandru Ghinea, deci până acum sunt vreo trei, după mine ar fi al patrulea în această ordine, foarte impozantă, dacă vreți, este membru al filialei Uniunii Artiștilor Plastici din 2012, pentru cine nu știe, exprimă prin pânzele sale poezia, simfonia, culoarea inefabilă a mării, și a cerului, unite în diagonala imaginii. Compozițiile sale plastice surprind câmpuri vizuale largi, cum se vede în aceste tablouri, de mare perspectivă și finețe, îmbină geometrismul riguros generat de rațiune cu impulsurile lirice, iar din punct de vedere tehnic vedem o tușă viguroasă, o prospețime a culorilor despre care Mirela a dat mai multe detalii și o cromatică care specifică, care impresionează și care marchează soliditatea compozițiilor sale. Tablourile lui Ghinea ne oferă o avalanșă de experimente vizuale
și spirituale. Ele se așează, creația lui Ghinea se așează nu în zona expresiei celebre ce e val ca valul trece, deci nu se așează în zona nisipurilor mișcătoare, ci în zona stabilității, a perenității artei plastice dobrogene, naționale, dacă este permis să fac această apreciere. Creațiile lui Ghinea ne oferă o geografie reală, spirituală, o natură, în primul rând marea, scăldată de lumină și de culoare. În Ghinea are o interpretare plastică diferențiată, originală, foarte proprie, cu elemente specifice locului, respectiv Marea Neagră și România. Deci, din această perspectivă, cred și putem spune, vreau să închei, pentru că asta este, am foarte multe elemente de spus, dar vreau să închei spunând că Ghinea este un artist unic, este un unicat în peisajul culturii plastice constanțene-dobrogene, este un artist care este în permanent dialog cu marea, cu spațiul infinit, cu nemărginirea, cu lumina solară și se spune că dacă ochiul este cel mai intelectual simț al omului și dacă artistul plastic are un ochi format prin studiu, prin experiențe, prin căutări și aceasta este o calitate de preț a artistului, atunci cu certitudine Ghinea este un artist intelectual de primă mână, cum grav găsești, un artist diamant, aș putea spune, pentru că diamantul ne oferă mai multe fațete, un artist care, prin ceea ce a realizat, confirmă vorba lui Platon, sunt tare grele cele frumoase. Într-adevăr, sunt tare grele cele frumoase. Lucrările pe care le vedeți aici sunt rodul unei munci perseverente, permanente, în care harul s-a îmbinat cu tehnica, în care inspirația s-a îmbinat cu raționalitatea, în care Ghinea a exprimat un punct de vedere, dacă vreți, artistic al vieții. Îl felicit pentru tot ceea ce a realizat. Îi doresc sănătate în primul rând și să ne bucurăm în continuare și în viitor de realizările lui. Vă mulțumesc! Da, prietena și aici nu m-a făcut emoția. Domnul Alexandru Ghinea face parte din Asociația Artiști Dobrogeni. A făcut parte din UAP, a decis să părăsească această filială împreună cu 17 artiști, să încheiem împreună, să întocmim un grup de artiști dobrogeni cu apartenență la un grup care vrea să dezvolte Dobrogea sub toate formele ei, atât prin pictură, ceea ce se va vedea într-un album de artă unic pe care îl vom lansa pe 10 februarie, în noiembrie, cum am mai zis, se numește Dobrogea de la Nord la Sud, iar dumnealui a venit cu niște lucruri deosebite în acest album. Nu m-a ajuns, dar mi-a dat un pic de suflet. Uite, n-am să vorbesc foarte mult despre multe lucruri, s-au spus atât de multe despre mine și toate cuvintele au fost frumoase. Acum mi-a rămas decât să spun ce e negativ de mine, dar nu s-a vrut. Așa că vă las numai cu ceea ce a spus doamna Mirela, o prietenă deosebită și a pătus până și în destinul meu. Mi-a spus așa, îl aveam eu în cap să fiu un, dar mi l-a atacat pe ăla. Domnul Ghinea are o grămadă de povești interesante. Este foarte frumos să povești cu dumneavoastră, să stai la povești. Și domnul profesor Universitatea Dr. Ibrahim Nureddin a pătruns atât de mult în istoria artei și în tehnica mea de lucru, încât eu nu știu ce să vă mai spun. Adică să vă spun că vă lipesc pe voi, pe toți vă lipesc. Și mă bucur că sunteți aici cu mine. Mi-a făcut emoții.
cu lucrurile mele, că sunt mult mai comunicative decât mine. Bună ziua, domnule comandor, bun regăsit și felicitări pentru eveniment, un eveniment cultural, un eveniment care într-o anumită măsură are o dimensiune de profil, aș putea spune, a muzeului. Muzeu care, iată, are o existență îndelungată și este unic în România, cu totul aparte. Da, aveți dreptate, într-adevăr, Muzeul Marinei Române este unic în țară prin profilul său, este un muzeu de importanță națională încă de la înființare și organizăm, cum bine știți, astfel de evenimente, expoziții dedicate mării, oamenilor mării, marinarilor, ca de fiecare dată. Asta este cea de-a șaptea expoziție pe care o deschidem anul acesta, o vernisăm. Noi am vrut să o deschidem mai aproape de zilele Dobrogei, ca să o dedicăm și acestui eveniment. De aceea am început de pe data de 10 octombrie și ea va ține până în ajunul zilelor Dobrogei, până pe 14 noiembrie. Sigur că da, un eveniment deosebit de fapt pentru dobrogeni, pentru toți românii de altfel, pentru noi toți. Vă felicit pentru tot ce faceți, succes de acum înainte și să sperăm că ne vom reîntâlni cu ocazia multor evenimente culturale. Mulțumim și aveți dreptate, cum a spus mai înainte, cei care vizitează Muzeul Marinei Române sunt de trei ori mai câștigați. Au un muzeu al istoriei, un muzeu al tehnicii și un muzeu al artei, după cum se și vede. Mulțumesc mult de tot! Comandor Marius Rohar, directorul Muzeului Marinei Române. Mulțumesc și eu, mulțumesc! Bună ziua, domnule Alexandru Ghinea, felicitări pentru această deosebită expoziție și pentru multitudinea de lucrări, pentru că sunt lucrări de excepție, sunt lucrări consistente. Și iată, încântă privirea, încântă sufletul și, de ce nu, pentru noi toți cei care iubim marea, încântă spiritul. Pentru că toți vrem, de fapt, să ne regăsim pe mare sau cumva în contextul marin. Bună ziua! Da, sunt un mare iubitor de artă și în special de marină, pentru că prin natura profesiei mele, marinar, 27 de ani de marina militară, cu treia școală sunt 30 de ani numai de marină și m-am îndrăgostit de mare și am încercat să o pun pe pânză în așa cum am văzut-o, cum o simt și cum cred eu că arată frumos pe pânză. Foarte frumos. Cum s-a născut ideea expoziției și când ați reușit să definitivați atâtea lucrări, pentru că sunt lucrări destul de multe. De lucrat, lucrez foarte repede. Am un stil de lucru foarte rapid, dar singura problemă este că devin în culoare, adică devin culoare peste culoare, pe care aștept să se usuce primul strat.
ceea ce îmi durează, dar în restul lucrez foarte repede. Ideea de expoziție, fiecare artist, pictor, își dorește să expună cât mai mult, pentru acest lucru noi pictăm, ca să le aducem în fața privitorului, să intre în sufletul lor, să ne cunoască. Sigur, și să pună, de fapt, o matrice pentru fiecare lucrare, o marcă a acelui artist plastic. Da, și fiecare privitor vine și se regăsește cumva în fiecare lucrare separat, fie că marea, toată lumea o iubim. Sigur că da. Felicitări pentru ceea ce faceți și succes de acum încolo. Vă mulțumesc și totdeauna doresc să fiți alături de mine, pentru că noi artiștii așa putem fi promovați și văzuți în de mai multă lume. Aici au fost mai puțini, dar cu ajutorul dumneavoastră ne văd mai mulți. Bun regăsit, Mirela, Mira, așa cum te știm noi cu numele de artist plastic. Și felicitări pentru prezentarea expoziției domnului Alexandru Ghinea, o expoziție cu tentă și cu temă marină, organizată aici la Muzeul Marinei Române, ca un simbol, să spunem, a reprezentării plastice a mării și, de ce nu, a spiritului marin. Bine v-am găsit din nou alături de activitatea Asociației Artiști Dobrogeni, respectiv expoziția personală a domnului Alexandru Ghinea, Marea în culori pe pânză, pe care domnul Ghinea reușește să o dea extraordinar de bine. Îmi place foarte mult, marea fiind pentru mine momentul meu, locul meu de reculegere. Eu chiar obișnuiesc să umblu cu geanta de plajă în portbagaj și după o zi de muncă mă duc și mă reculeg la malul mării. Așa că m-am bucurat momentul în care domnul Ghinea mi-a solicitat să-i prezint expoziția, pentru că am fost pe aceeași lungime de undă. Domnul Ghinea, așa cum i-am spus, este pictorul îndrăgostit de mare, iar eu sunt pictorița îndrăgostită de mare. Și iubitoare de mare, așa cum spuneam mai devreme. Este iarăși un eveniment organizat, cum spuneai, de Asociația Artiști Dobrogeni, un eveniment care se adaugă celorlalte evenimente trecute și cele viitoare. Știu că acum este în proiect realizarea unui album, un album de pictură. Cum s-a născut ideea? Cu o mare plăcere am adunat materialele din operele artiștilor Artiști Dobrogeni, din Asociația Artiști Dobrogeni. Anul trecut am experimentat un astfel de proiect care s-a finalizat cu succes, cu lansarea unui album de artă și poezie cu artiști dobrogeni contemporani, cu imaginile picturilor artiștilor dobrogeni și cu poezii compuse de Gabriela Dobre, și am considerat că și anul acesta, de fapt scopul asociației fiind promovarea artiștilor, promovarea meleagurilor dobrogene, mi-a venit ideea, de ce nu, să promovăm Dobrogea sub toate aspectele, în pictură, dar și în excursiile de documentare artistică pe care le realizăm pentru inspirația artiștilor plastici și pentru, de ce nu, promovarea meleagurilor dobrogene, că avem meleaguri foarte frumoase. Pentru că am umblat mult prin lume și toți sunt foarte mândri de meleagurile lor. Am venit acasă și am zis, de ce nu, și noi avem meleaguri frumoase și vom face un album care acum este dat la tipografie, care se numește Dobrogea de la Nord la Sud. Este un album de artă, poezie și specific dobrogean, cu niște date esențiale pe care eu consider că ar trebui să le știe orice turist care vine pe meleagurile noastre, dar și orice dobrogean. Album în care există și un epilog al activității Asociației Artiști Dobrogeni pe acest an, realizat de Ena Ghetușa. Mulțumesc frumos! Succes în ce faceți de acum încolo și felicitări pentru această deosebită întreprindere intelectuală, pentru că este o întreprindere intelectuală. Este intelectuală pentru simplu motiv că reprezintă la nivelul artistic formele imaginației, formele trăirilor, de ce nu, și forme pe care le vedem zi de zi, sub diferite aspecte, le iubim și le reprezentăm. Unii le reprezintă și alții le admiră.
Mulțumesc frumos și vă așteptăm la următoarea expoziție de grup cu 22 de artiști cu temă dobrogeană și lansarea albumului Dobrogea de la Nord la Sud pe 10 noiembrie la Biblioteca Județeană Constanța Ilen Roman. Atât de aici, de la Muzeul Marine, doamnelor și domnilor, de la acest eveniment cu totul de excepție, care pe mine personal m-a încântat, sper că și pe dumneavoastră vă va încânta, vizionând emisiunea și, bineînțeles, vizionând fiecare lucrare, lucrări pe care, de fapt, colegul meu, Adrian Florea, le-a filmat secvențial. Vă invit să veniți aici, pe această cale, de fapt, aici la Muzeul Marinei, să puteți viziona expoziția care va fi aici prezentă până pe 10 noiembrie. De aici, de la Muzeul de Marină, vă spun toate cele bune, la revedere!